Bună, dragilor, sunt Sunamith. Astăzi vin cu un video așa mai, să spun, mai diferit decât ceea ce am filmat până acum. Am pe inimă să vă aduc ceva și nu înainte de aceasta vreau să mă rog cu voi și după aceea vă voi povesti. Doamne, vin înaintea Ta și vreau, Doamne, ca Tu să-mi dai cuvinte, Doamne, putere, Doamne, ca să spun, Doamne, celor din jurul meu, Doamne, ceea ce Tu mi-ai vorbit, Doamne Iisuse. Te rog, Doamne Iisuse, ca Tu să ne ajuți, Doamne, să veghem, Doamne Iisuse, în fiecare zi, pentru că venirea Ta este foarte aproape, Doamne Iisuse, și vrem, Doamne, ca să fim pregătiți. Nu vrem, Doamne, ca să fim legați de absolut nimic, Doamne, pe pământul acesta, ci vrem, Doamne Iisuse, ca să fim liberi, Doamne Iisuse, ca atunci când Tu vei veni să ne poți lua în cer la Tine. Te rog, Doamne Iisuse, ca să ne ajuți, Doamne Iisuse. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Da, vreau să vă povestesc ce am visat acum aproximativ o lună de zile, aproximativ. M-am trezit din somn și eram wow. Eram foarte dezamăgită. Am visat că venirea Domnului era foarte aproape și biserica, oamenii nu erau pregătiți. Parcă vedeam dintr-un colț așa pe toți oamenii cum alergau și fiecare alerga pentru ceva anume. Majoritatea oamenilor alergau pentru ca să se îmbrace bine, după haine, după ținute, să arate cât de bine sunt îmbrăcați. Foarte multe lume era foarte mult axată pe exteriorul acesta al nostru, al oamenilor. Și simțeam apăsare, simțeam durerea pe care cred că Dumnezeu o simte, că noi căutăm mai mult lucrurile acestea trecătoare, haine, mașini, case și nu le așteptăm pe El. Poate spuneți că nu are nicio legătură, dar eu tare cred că are legătură. Nu pot să vă spun și acum ceea ce simt în inimă, dar cred că lucrurile astea mărunte ne pot despărți de Dumnezeu. Pentru că tot timpul nostru este axat acolo. Ne trezim de dimineață și venim seara acasă pentru ca să cheltuim banii pe mâncare, pe haine, pe case, pe mașini și ne trezim că de fapt nu avem deloc timp cu Dumnezeu, nu avem timp să ne rugăm, nu avem timp să-i mulțumim, nu avem timp să petrecem în rugăciune cu El. Nu avem timp să petrecem timpul nostru care ar trebui să fie cu Dumnezeu. Și atunci, cum putem să spunem că l-așteptăm să vină? M-am trezit și eram profund dezamăgită și am spus imediat la Coco ce am visat. Și pentru o următoare jumătate de oră mă simțeam așa, Doamne, nu vreau să caut lucrurile astea. Nu vreau să pierd venirea Ta și să nu fiu, cum scrie în Biblie, că erau fecioarele acelea, care erau cinci înțelepte și cinci care nu erau înțelepte, cinci care au avut ulei în candelă și cinci care n-au avut.
Vreau să fiu acea fecioară care e înțeleaptă, care e pregătită, care are ulei în candelă, nu cea care, oh, wow, a venit, dăm și mie ulei. Nu, trebuie să fim pregătiți din timp. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem Biblia, toată lumea are acces la ea. Puțin vor să o citească, puțin o citesc, puțin sunt care nu au acasă o Biblie. Și dacă nu aveți acasă o Biblie, spuneți-mi și am să vă trimit măcar un Nou Testament. Dar cred că toți avem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu acasă și cred că toți ar trebui să o citim și să o împlinim. Nu doar citită, trebuie și împlinită. Și în primul rând îmi spun mie, pentru că știu că nu sunt perfectă, știu că am greșeli, știu că trebuie să mă schimb, dar am vrut să împărtășesc acest mesaj cu voi pentru că cred din toată inima că este de la Domnul și cred din toată inima că venirea Lui se apropie cu pași foarte repezi și vreau ca atât tu cât și eu, atunci când va veni El, să fim pregătiți. Să fim fecioare înțelepte, să avem ulei în candelă. Nu înainte de a încheia, vreau să vă citesc niște versete. În Marcu 13:33 scrie așa: luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Rugați-vă, luați seama, vegheați. Exact asta am visat. Exact asta. Mai vreau să citesc încă un verset. Nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-am văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Versetul acesta este în Deuteronom 4:9. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Adică, fă cunoscut tot ceea ce știi și celor din jurul tău. Nu ține doar pentru tine. Fiți binecuvântați și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, venirea Domnului este foarte aproape. Să ne ajute El ca să fim pregătiți. V-am pupat. O zi binecuvântată să aveți.